Xbox-ul s-a mascat și bine, vă abonați că este un nou videoclip. Astăzi o să vedem care mașină are cel mai puternic boost. În GTA 5 apăsați acum pe butonul de like și după cum puteți observa am aici 6 mașini cu boost. Nu știu dacă sunt mai multe, cred că nu sunt mai multe și scrieți în comentarii care este favorita voastră din aceste 6 aici. Bun, avem aici Rocket Volt, Compressor și așa mai departe. Favorita mea este, sincer vă spun, Oppressor, bro. Îmi place la nebunie. Plus acest Rocket Voltic, care a fost prima mașină cu boost din GTA 5, dacă nu mă înșel, nu? Acum o să vă arăt cum o să testez eu aceste 6 mașini, să văd care este cea mai puternică. Bun, deci după cum puteți observa, am făcut aici o rampă. Avem de la 1 până la level 10. O să vedem care ajunge cel mai mult. Bun, haideți să trecem cu această mașină aici, dacă nu mă înșel, și sare această mașină, nu? Sare în sus, hai să vedem. Deci poate sări, dar nu știu cum... N-am vrut asta. Ups, stop. Bro, cum pot sări? Nine. Bro, cât de tare e. Bro, dacă de tare sare. Lol. Bun, ok. O să-i dăm start, da? Deci când ajungem pe rampă, activăm boost-ul. Da? Sunteți pregătiți în 3, 2, 1 și... Come on. Hai să vedem. Deci când ajungem pe rampă, activăm boost-ul și... Pum! Nu l-am putut activa. Vreți să-mi și fac așa, ne? Deci îl activez de X? Da, mă, de X. Uitați-vă și voi. Pro. Haideți să mai încercăm o dată. Come on. Hai că se poate. Și... Bum! Oh my god! Nu cred așa ceva. Bro, cât de tare am sărit și ajungem până la final, cred, sau? O... 9. Până la 9 am ajuns. Până la 9. Uite, exact aici. Se vede, da? Bun, până aici am ajuns, deci level 9, da, până la level 9, bro, aproape 10, eu chiar tare, bro, punem aici pe dreapta și mergem la următoarea, bro. Bun, acum trecem la următoarea, asta este mașina lui Batman, bro, chiar tare cum arată mașina asta, eu, ok, uitați boost-ul din spate cum arată, hai să vedem ce poate mașina asta, mașina asta și trage, nu? Chiar tare. Bun, hai să vedem ce poate mașina asta. Chiar sunt curios. Sunteți pregătiți? Și... Bum! Nu cred. Ajung până la final, cred, sau? Stop. Ok, până la level 8. Ha-ha! Până la level 8, bro. Până aici am ajuns cu ea. Ok, chiar tare, bro. Până la level 8. Bine, s-a ținut bine mașina asta. Chiar sunt curios să văd ce poate acea motocicletă, Oppressor. O punem aici lângă cealaltă și o să vedem care o să câștige la final. Chiar sunt curios. Aici mai avem și un avion. Și ăsta are boost, bro, în spate. Uitați-vă. Deci îl putem activa. Deci nu știu cum o să încercăm cu el. Trebuie să încercăm într-un fel să nu zburăm. Dar o să vedem. Bun, următoarea trecem aici la acest... Cum se numește asta? Nu mai știu. Știu că mașina asta și zboară, dacă nu mă înșel, nu? Da. Numai că asta nu o putem activa. Să zboare. Eu boost-ul e în spate, nu? Iu! Stop! Ha-ha! Cât de tare, bro! Și de ce are acele două elice în spate pentru... Nu știu. Bun, hai să vedem ce poate mașina asta. Chiar sunt curios. Ok, come on. Sunteți pregătiți, da? Putem trage? Da, mă, uite. Lol. Are și rachete... 9. Lol. Bro. Nu cred, bro. Mașina asta e chiar tare, eh? Ok, bun. Sunteți pregătiți, da? În 3, 2, 1 și... Facem puțin burnout. Come on! Oh, let's go! Haideți să vedem ce ne așteaptă. Chiar sunt curios să văd. Sper să ajung mult mai departe și... m-am dus de pe rampă, cred. M-am dus, dar am ajuns până la level 7, după cum am văzut, da. Trebuie să mai încercăm o dată. Ok, mai încercăm o dată, dar trebuie să avem mare grijă să nu ne ducem jos. Ok, și... Hai, mă, Sico, hai. Și... Puțin mai în dreapta, puțin... Și... Nu cred. Da, uite, până aici am văzut și eu. Ok, la level 7, bro. Lol, pro ajung din ce în ce mai puțin, văd. Celelalte am ajuns la 8 și 9, nu? Cu asta am ajuns la 7. Lol, mă așteptam că ajung mult mai mult. Stai pe locul 3 mașina asta. Ok, pe locul 3 o punem aici. Bine.
Deci, asta e pe locul 1, pe locul 2 și pe locul 3. Perfect, haideți mai departe să vedem. Și acum trecem la Rocket Voltic. Bro, mașina asta, oricum e de mult timp în joc, dar știu când a fost adăugată, acum câțiva, nu știu, în 2019-18, știu că a fost o nebunie, bro, când auzisem că, bro, va fi prima mașină cu boost. Parcă asta a fost prima mașină cu boost din GTA, nu mai știu exact. Scrieți în comentarii dacă știți, dar chiar a fost o nebunie, bro, prin oraș cu mașina asta. Oh, haideți să vedem interiorul, cum arată. Eu, bro, s-a activat boost-ul în spate, nu? Ok, haideți să vedem ce poate mașina asta, chiar îți curios. Sunteți pregătiți, da? Eu, nu știu, am o impresie bună de mașina asta, chiar îți curios. Ducem aici, sunteți pregătiți și, come on, hai, hai Voltic, hai că poți. Activăm boost-ul, îl activăm și... nu cred, la 8, aia. Am ajuns la 8 acolo, nu? De... Mai încercăm o dată, deoarece am căzut de pe rampă. Ok, deci boost-ul va trebui să-l activez exact când sunt pe rampă, bro, nu? Sau mai mult, hă? Ok. Exact când sunt pe rampă, activez boost-ul, da? Bun, haideți să vedem și... Come on, come on, amasico, ha? Și... Hai, hai, te rog, te rog, nu jos. Și acum, acum. Bun, hai că am luat-o bine, am luat-o bine, am luat-o bine, am luat-o bine. Nu văd nimic în față și... Stop! Da, uite aici, se vede, se vede unde am ajuns. Uite aici, exact aici. Deci am ajuns la level 8. Da, până la level 8. Deci mașina asta e pe locul... Pe locul 2, dacă nu mă înșel, nu? Pe locul 2-3. Uite, va veni aici, dacă nu mă înșel. Ok, aici cred că va veni, perfect. Haideți să vedem la următoarea mașină, chiar sunt curios. Pro, afară plouă sau nu știu ce se întâmplă, tună. Mamă, iar plouă, cu fulgere, cu tunete. Nu-mi place. Ok, acum a mai rămas acest avion și acest opresor. Bro, asta îmi place la nebunie. Ok, haide să vedem. Mai întâi o să luăm avionul ăsta, să vedem ce putem. Deci trebuie să facem cumva să nu zburăm. Deci dacă zburăm cu el și putem ajunge toată mapa, doar activăm boost-ul și atât, bro. Nu, gen, nu mai accelerez, nu mai nimic. Haide să vedem. Ia, putem trage? Asta da, mă, putem... Oh, wow! Lol, cât de tare. Avem și rachete? Nu, rachete nu avem. Probabil trebuie să-l upgradăm ca să putem trage cu rachete. Bun, haide să vedem. Deci trebuie să facem cumva să nu zburăm cu el. Ups, hai că știam Asico să conducă. Se duce jos, uitați-vă și voi unde pleacă. Stop! Ah, ce se întâmplă, bro? Lol, cum face? Așa zboră, na, uitați-vă. Deci să-mi ești fa... What is this one? Bro, are boost ăsta sau... Păi și cum îl activez? A, trebuie să fiu jos ca să activez boost-ul, nu? Deci de... trebuie să fiu pe pământ, nu? Sau cum activez... He? De X nu pot? Stop, stop. Bro, ce ciudat e avionul ăsta. De ce nu pot să activez boost-ul? Și cum îl activez, bro? Nu spune că nu pot să activez boost-ul din spate. Scrieți în comentarii, nu știu ce are. Probabil, he, dar nu are cum, bro. Trebuie să meargă să pot activa boost-ul. Na, nu cred, bro, că nu îl pot activa. Nu cred. Sau ce ar trebui să fac? De ce nu merge? Eu știam că poți activa boost-ul din spate. Uite, apăs de orice, dar nu merge. Na, o să mergem așa fără boost. Ce? E. Da. Dar știam că are boost, bro, avionul ăsta. Nu știu, ciudat rău. Hef. Nu mă mai interesează de tine. Pleacă să nu te mai văd, manei. Ok, și acum a rămas ultima mașină, adică această motocicletă aici. Haideți să vedem ce ne așteaptă. Bro, chiar sunt curios. Bro, cu ea putem trage, nu? Da, putem trage și... Nu. Ok, doar cu... gloanțe putem trage, cu altceva nu. Haideți să vedem și... Sunt curios să văd până unde pot ajunge cu acest opresor și... Na! Ce vor... Nu cred, m-am dus. Ce vorbești, bro? Uitați-vă și voi, bro. Bă, m-am dus prea departe. Haideți să mai încercăm o dată, să vedem. Două și... Hai, hai, amasicu, hai. Hai, hai, hai. Ui, bro, da... Prea puternic, sincer, vă spun, ok, acum m-am dus mai drept, sper să ajung la linie. Stop, 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 level și...
No. Am reușit, nu pot să cred, bro, a câștigat acest opresor. Dacă vă vine să credeți, apăsați acum, vă rog, pe butonul de like și sper că v-a plăcut acest videoclip aici. Deci, opresor a câștigat. Dintre toate aceste mașini, nu știu dacă mai sunt altele cu boost, scrieți în comentarii dacă am uitat vreo una, dar nu cred. Bun, și noi ne vedem data viitoare cu videoclipuri noi, nu? Ciao!